trag eu concluzia că juriul e într-o formă mai bună astăzi decât concurentele. Combinația fatală. La siluete nu mai vorbim, Regina. Așa, clar. Dea Codrea a împușcat ieri 3 steluțe din partea lor, s-au aliniat planetele. Alpa. Hai să vedem cât le ține Dea. Da, erau desenele animate cu câinele, așa, au făcut ochii Raluca Ibădulescu. Da, și m-am șerervat și m-am concentrat atenție pe poneiul ăsta, să nu le mai văd pe fetele astea tropăitoare în volane în fața mea. Lasă atunci că vorbesc eu cu ele, Raluca, bun găsit de Codrea. Bună. Ce faci tu astăzi, unde duci? Păi, m-am îndrăgostit într-o, eram eu la un moment dat într-o călătorie pe o insulă și m-am îndrăgostit de un preot. Și astăzi mă duc să mă spovedesc, că poate... Așa îmbrăcată? Păi, da, că... Prima dată a văzut că din față vopsit gardul și acum arată că din spate leopardul, știi? Da, are leopardul și la mijloc și oricum trebuie să moriți pe subiectul ăsta. Hai să vedem cum arată ținuta leopardată. Andreea? De la leopard, de la leopard. Exact. Da. Îmi place rochia. Îmi plac pantofii, dar n-aș mai fi pus dres din punctul meu de vedere. Da, eu am încercat cumva să fac un styling, să nu fie doar o rochie. Și atunci cumva m-am gândit la partea de jos, cu partea de sus de la cămașă. Mi-aș fi dorit niște dresuri în aceeași culoare ca rochia. Dar nu găsești o bulină, un dres cu buline? M-am gândit sincer, că aveam acasă, am purtat chiar în prima emisiune, dar mă gândeam să nu fie prea asortat. Nu. Hai că vedem la momentul jurizării. Îmi plac cercei, îmi place cum ți-ai făcut părul. Îmi place că e leopard ca și mie, îmi place. Mulțumesc. Și da, mi-e place. Mulțumesc. Leo Rose? Da, uite, eu nu mă gândisem, dar cred că ar fi fost mișto să se continue cămașa aia pe sub cu tot cu buline. Aveam, chiar dar oricum, e foarte, mi se pare că te-ai gândit super bine să pui dresul cu cămașa aia, mi se pare cool. Nu mă așteptam la ceva mai slab din partea ta, bine și centura dacă mă întrebi. Da? Da, și mie îmi place. Ești ceva periculos. E. Să ai grijă cu popa. Cu popa, ai grijă, da. Stai liniștită că nu e în pericol. Acu e momentul lor, să nu-i mai lăsăm să aștepte. Nu că ar aștepta vreodată să aibă parte de intervenție. Te rog, Adea. La bai. Bună seara. Dragă, îmi place rochia asta leopardată. Am făcut și eu în colecție ceva de genul ăsta și chiar am făcut și o rochie cu care are astfel de aripioare. Îmi place că ai suprapus rochie de genul ăsta peste o bluză. Extrem de modernă din punctul meu de vedere la momentul acesta. Îmi plac și pantofii, că sunt simpli. N-am prea multe de comentat. Dar totuși aștept, pentru că nu mai avem așa de mult, aștept deja ținute wow, ca să se detașeze Plutonul, să văd un Pluton. Deocamdată sunt destul de apă și un planet. Chiar nu știu cum altfel să pun o rochie. Adică pot să nu mai iau deloc? Nu. Ți-am spus că îmi place. Nu mai lua deloc, da. Ți-am spus că îmi place. Mulțumesc. Dar ți-am sugerat să te detașezi din Pluton. Ok. Dacă am înțeles să... trei. Nu, dacă vrei să mergi către finală, marea finală. Da. Mai ales când vii așa îmbarcată, aș vrea să te detașezi și de platou. Adică să o iei așa ușor, ușor spre ieșire, că mă enervează groaznic ce ai făcut astăzi. Ador imprimeu. Eu mi-aș fi pus sinceră să fiu rochea pe repustajul la nudul gol. Așa. Da, trebuia să faci un styling, sunt de acord, este foarte bine aleasă cămașa, îmi place cum ai continuat, aș fi pus, nu cred că era prea mult dacă pune ceva cu buline, dar oricum ar fi, îmi place cum ai făcut continuarea. Geanta se potrivește, ți-ai stâns părul frumos. Ia-o spre ieșire mai repede, că încep să mă enervați tu și cu încă una nu-i mai dau numele. Se știe ea care e, luați-o spre ieșire, că
rău de tot îmi clocotește nervul în mine. Mulțumesc, mulțumesc. Splendid ești. Mulțumesc. Mie cel mai tare îmi place la o concurentă. Așa. Când concurenta îți lasă posibilitatea de a te lega de ceva. Da, să ne luăm de ea, ia te zi. Adică nu doar o concurentă care îmi propune o piesă vestimentară, ci genul de concurentă care cumva, după cum spuneam, îți lasă posibilitatea să continui un pic în dialog, în ceva, în glăjbeală. Tu mi-ai apărut perfect aici în platou, ai defilat și cam acolo ne oprim. Eu ce să mai spun? Deci ținuta, deci îți place, mă bucur. Trejălii. Mui trejolii avem la ieșire. O iau pe Andreea și mergem. Iau, nu mai stați aici în ochi. Mulțumesc. Felicitări de ea, Doamne, dar ce început de emisie am avut astăzi. Mulțumesc tare mult și eu. Am vrut să spun că este la fel, este lineară și că este în Pluton. Adică toate sunt o apă și un pământ deocamdată, mă rog. Alexandra. A avut o ținută superbă de astăzi. Și din când în când Tonciu. Dar astea sunt deocamdată. Era superbă ținută de punct de vedere... Taci, dragul, o dată. Vreau să zic. De, din punct de vedere stilistic. Ea nu e în Plutonul ăsta. Mă rog, văd că datorită ultimelor două zile e pe locul 2. Asta înseamnă că, da, uite, intrăm Pluton, dar nu e suficient pentru mine.